În ședința extraordinară a Consiliului Județean din data de 15 decembrie au fost validate 4 mandate de consilier județean. Locurile au devenit vacante după ce consilierii județeni care ocupau și funcții de conducere în cadrul subordonatelor Consiliului Județean au renunțat la mandat. Așa cum ați constatat pe ordinea de zi, sunt înscrise 3 proiecte de hotărâre. Dacă aveți propuneri pentru modificarea sau completarea ordinii de zi. Deci am dorit ca domnul secretar să ne arate și nouă unde este urgența la aceste hotărâri. Referitor la interpelarea domnului deputat, vreau să spun următoarele. De consilierii județeni care căror mandate au fost validate prin încheierea din 4-12-2020, trebuie să depună mandatul în prima ședință de Consiliu Județean. Nu se specifică în codul administrativ natura ședinței ordinare, extraordinară sau de îndată. Lucru care cred că e suficient de clar. Înainte de a dezbate proiectele de hotărâre propuse, vă informez că Tribunalul Călăraș, prin încheierea pronunțată în data de 4-12-2020, a validat mandatele următorilor 3 supleanți de pe lista Partidului Social Democrat, și anume, Ilie Marius Eugen, prezent. Gâdea Vasile. Prezent. Și Tâlpeanu Ilie. Absent. Infectat. Pentru că este depistat pozitiv și este la domiciliu. Precum și a celor 2 supleanți de pe lista Partidului Național Liberal. Stoian Ionuț Bogdan. Prezent. Și Kim Marian. Prezent. Conform prevederilor codului administrativ, după validare, cei 5 consilieri trebuie să depună jurământul de credință. Vis-a-vis de domnul Tâlpeanu Ilie, aș vrea să vă spun că codul administrativ prevede o astfel de situație. Ar trebui ca de la data anunțării de către secretar cu privire la faptul că a fost validat un consilier județean trebuie să depună jurământul în maxim 15 zile, în caz contrar, fiind considerat demis de drept. Numai că articolul 116 aliniatul 8 prevede și situații de genul Normal. COVID-ului, astfel încât jurământul de credință dumnealui o să-l poată depune la data încetării motivului pentru care nu este prezent astăzi aici. Vă mulțumesc. Da. Păi o să trecem la jurământ și invităm în ordinea pe care am citit-o, Ilie Marius Eugen. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și pricepere pentru binele locuitorilor județului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Bravo! Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Bravo. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor din județul Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Bravo. Jur să respect Constituția țării, Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Bravo.